Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Mă numesc Emi și astăzi, oameni buni, o să facem tutorialul ăla mult așteptat. Mă rog, nu știu cât de mult dintre voi l-ați așteptat, însă astăzi o să vă explic, că de învățat nici eu încă învăț, cum să dați wheelie, domnule. Cum să faci wheelie? Cum să faci wheelie asta? Cum să faci, domnule, wheelie asta? Cum faci tu de te ridici așa pe roată și mergi așa fain frumos tu în față? Și uite ce frumos mergi, ia uite ce frumos mergi. Mergi, mergi, și mergi, și mergi, și mergi, și după aia, uiți că ai frâne, că n-ai frâne. Ei bine, eu ca să fac wheelie am învățat într-un an de zile. Și asta exersând în fiecare zi, până când am învățat șmecheria. Tehnica e super simplă. Problema vine pentru că ca să faci wheelie trebuie să știi două părți foarte mari importante. Primul e echilibrul față-spate, ca să nu te duci așa în cap. Și al doilea aspect este echilibrul de viratoriu, adică momentul care e delicat și mici de ghidon stânga-dreapta, ca să iei viraj. Pentru că da, pe o roată poți să iei, dacă mergi pe o roată poți să iei viraj și ai nevoie de un echilibru de poziție, să nu mergi nici în stânga, nici în dreapta. Și pentru asta trebuie să ții de ghidon exact la fel, atât în stânga cât și în dreapta, și să-l ții drept. În momentul în care l-ai făcut așa, te-ai dus și merge, pleacă bicicleta spre stânga. Și dacă faci de ghidon așa, pleacă spre dreapta. Și tu trebuie să te echilibrezi, practic. Primul pas ca să dai wheelie este să vezi să stai pe roată în echilibru, în echilibru de rotație, adică să te lași pe spate, ceva de genul ăsta. Da, și pentru asta trebuie să ai frâne bune la bicicletă, să nu te joci să te dai pe roată la început dacă nu ai o frână bună pe spate, pentru că ai toate șansele să zbori în cap, mai ales dacă dacă faci chestia asta pentru prima oară. Și ideea este să muți maneta de frână cât mai spre stânga și te-o tragi doar cu degetul arătător, ceva de genul ăsta, uitați-vă aici, ceva de genul ăsta trebuie trasă. Da, și dacă nu o tragi când trebuie, zbori în cap. Și al doilea parte, ca să poți să dai wheelie, ai nevoie de un echilibru stânga-dreapta, ca să nu mergi, și echilibrul ăla faci, ții mâinile perfect egale pe ghidon, exact la aceeași distanță față de centrul ghidonului, să nu ții de ghidon așa, pentru că te duci, mă rog, acum n-am mai pus mâna pe frână, la început mă refer chestia asta, după care o să poți să faci, să iei o mână de pe ghidon și să mergi doar cu mână, însă momentan eu nu știu să fac chestia asta, pentru că nu m-am învățat bine cu echilibru, încă mă echilibrez din ghidon, de aia spun că o să vreau să vă explic, nu o să vreau să mă învăț, că de învățat nici eu nu știu perfect să fac. Cam asta e perfectul care știu eu să fac. Deci cam asta ar fi tehnica. Și ideea este că la început, dacă ai încredere în tine, să încerci să dai niște treburi de genul ăsta și să fii tot timpul cu mâna pe frână. Și când vezi că bicicleta o ia pe spate, tragi de frână. Dai și tu un full rev cu mâna pe frână, cu frâna trasă, dai un full de asta și strângi de frână. Și o să te ridici ceva de genul ăsta. Și apoi continui tot așa, exersând de chestia asta. Și o să ajungi ceva pe genul ăsta pe ghidon. Nu pe ghidon. Și în momentul ăla o să începi să simți cam unde ar fi punctul. Și în momentul în care simți unde e punctul, strângi de frână și revin apoi. Și mare grijă să faci chestia asta la viteze foarte mici, pe foaia 1, pinion 1 și foarte ușor. Să nu dai dintr-o dată drumul, să dai foarte ușor și să pedalezi foarte încet și foarte cu grijă, pentru că nu vrei să faci chestia asta la viteze mari, pentru că la viteze mari o să-ți fie nasol când o să pici stânga-dreapta și o să trebuiască să amortizezi șocul cu piciorul și o să fie destul nasol ca la 20 la oră să amortizezi șocul cu piciorul. Hai să vedem, să încercăm un wheelie mai lung. Da, nu iese prima, că nu m-am echilibrat. Ia, hai să vedem acolo.
Uite acum iese. Am dezechilibrat și am pus repede piciorul jos și am tras și frâna și am ieșit cu brio. Din pățania o să dau a treia, zicem, ca să am mai mult cuplu, au. Schimba viteza în cuplu. Și acum am mai mult cuplu și mai puțină putere. Deci practic o să merg mai încet. O să fie mai bine. Și se pare că bicicleta mea o ia pe extremă. Exact la asta mă refeream când vorbeam despre echilibru. Pentru că bicicleta o ia spre stânga sau spre dreapta. Și asta o să te facă să tragi instinctiv de ghidon. De aceea trebuie să ții ghidonul cât mai drept. Da, și dacă te-ai dezechilibrat stânga-dreapta, te-ai dus. De aceea trebuie să înveți să ții, să menții roata dreaptă și să ai o poziție dreaptă pe bicicletă, pentru că altfel te duci stânga-dreapta. Nu e foarte complicat, însă trebuie foarte, foarte multă practică. Și eu nu m-am mai dat pe roata de mai bine de 2 luni de zile și nu prea mă mai știu atât de bine. Însă ceva tot mai știu. Uite, acum dacă nu mai mișc mult și pedalez ușor, o să mă duc mult și bine. Uite, acum m-am lansat puțin spre stânga și o trebuie să dau drumul, pentru că altfel cădeam. De asemenea, ai nevoie de un ghidon lat, nu de un ghidon gust ca și ăsta la meu. O să vrăt imediat cu Cannondale-ul cât de ușor mă dau pe roată. Deci, ca să înțelegeți ce am făcut eu acum, este pe o bicicletă proastă, care nu este gândită să facă wheelie. Este o bicicletă gândită să mergi pe ea la drum lung și atât. Luăm viteza și plecăm puțin la drum. Aici avem un ghidon automat mai lat. Avem o furcă care ne permite să sărim și fără să pățim nimic. Și uitați cât de bine dau wheelie cu Cannondale-ul. O bicicletă care este gândită să facă așa ceva. Vreau să termin drumul. Cum să dai wheelie? Uite așa frumos. Aici avem un ghidon lat. Ne menține foarte ușor echilibru. Foarte, foarte ușor echilibru. Ghidonul fiind mult mai lat. Nu avem probleme de echilibru. Ajunge puțin aici. Te arunci. Și tragi de ghidon în spate. Și cu degetul arătător tragi de frână. Am iese în prima, în secundă. Ia. Yeah. Se pare că a început să-mi iasă. Cam și aici. Am ce-am aruncat. Hai să încercăm un wheelie cu tot cu copuri de scări. Și ne-a ieșit. Și cam asta înseamnă diferența de bicicletă gândită pentru wheelie și bicicletă care nu e gândită pentru wheelie. Ia uitați aici. Uite, atunci lucrurile meu era îndreptată spre dreapta și m-am dus. Asta a fost greșeala, deoarece continuam. Și puteam să continui foarte frumos. Hai să vedem acum. Hop. Din nou m-am îndreptat acum spre dreapta și am luat-o spre stânga. Da. Am ridicat-o. Am mâncat o materie și cu acest episod. Eu am fost Emi, eu am fost Baba și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!